Dragii mei, cred că știți unde ne aflăm. În Sfântul Munte Athos. Fiindcă se vede. Cerul e cam noros, lumină puțină, însă în față tot puteți vedea două chilii de părinți care se nevoiesc în rugăciune pentru tot neamul omenesc. Iată unde stătea Sfântul Atanasie al Atonului. Aici e peștera în care se ruga mult. De aici pleca până pe vârful Aton și se întorcea într-o singură noapte. Cum să mergi până acolo, să te întorci într-o singură noapte pe asemenea munți? Doar cu puterea lui Dumnezeu. Și doar dacă mergea drept ca să ocolească toți munții de aici, este practic imposibil. Iată, iubiții mei, aici este locul unde se nevoia Sfântul. Putem urca până lângă gura peșterii, dar mai mult nu, pentru că părintele care o deschide acum, momentan, nu este aici. Iată, peștera Sfântului Atanasie. Doar să ne închinăm la icoana Maicii Domnului și a Sfântului Atanasie, că mai mult nu putem, fiindcă ușa este închisă. Iată și icoana ca străjuiște intrarea în peșteră. Sfinte Atanasie al Atonului, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum, în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfinte Atanasie al Atonului, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum, în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfinte Atanasie al Atonului, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum, în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi păcătoși robii Tăi, Maica Luminii, să nu ne lași, Maica Milostivirii, Maica Dumnezeului nostru, acoperă-ne sub Sfânt acoperământul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.